Stimați telespectatori, urmăriți știrile televiziunii Victoria. Mă numesc Cristina Iovanovici. În localitatea Sălciță s-a avariat echipamentul hidrotehnic. Echipele responsabile pentru rețeaua de apă în cadrul întreprinderii 2 octombrie s-au deplasat imediat la locul avariei pentru a face reparații. U toku jučerašnjeg dana primili smo poziv da je došlo do prekida vodosnabdevanja sela. Naša ekipa je izašla na teren i utvrdili su da je došlo do kvara na elektromotoru potapajuće pumpe. În cursul zilei de ieri am primit apel că în sat nu mai era apă. Echipa noastră a ieșit pe teren și a constatat că s-a avariat electromotorul pompei. Ei au scos această pompă și în decursul zilei s-a muncit la reparația avariei. Echipa va schimba acest motor și ne așteptăm ca în decursul zilei să se termine lucrările și aprovizionarea cu apa să se normalizeze. Deoarece în satul Sălcița există doar această pompă, problema este că imediat aprovizionarea cu apă s-a întrerupt. Așteptăm ca problema să se rezolve în decursul zilei. Očekujemo u toku današnjeg dana da će biti normalno nastavljeno vodosnabdevanje sela. Cadrele didactice vor organiza o grevă de avertizare care va avea loc joi 25 februarie. În acea zi nu se va ține prima oră în schimbul de dimineață și de după amiază, a declarat președintele Sindicatului Salariaților din Învățământ. La grevă vor participa membrii celor 4 sindicate ale învățământului. Sindicatul Salariaților din Învățământ cer să se respecte toate punctele din acordul pe care sindicatele reprezentative le-au semnat cu guvernul după greva de anul trecut în școli. Prin acest acord se prevede ca de la 1 ianuarie anul curent să fie introduse grade de salarizare unice în întregul sector public. La ședința celor 4 sindicate reprezentative, care a avut loc în 4 februarie, a fost adusă decizia de a intra în grevă, iar revendicările sindicatelor sunt mărirea coeficientelor în aprilie și octombrie, în valoarea de 4% din salariile pentru acele luni, precum și plata premiului stabilit prin acord și contractul colectiv special, în valoare de 5.000 de dinari. Deși mulți se tem că odată cu aderarea la Uniunea Europeană se va interzice sau limita producția de țuică pentru nevoile proprii, în conformitate cu noua lege privind băuturile spirtoase, care este în deplină conformitate cu legislația Uniunii Europene, se pare că acest lucru nu se va întâmpla. Conform Ministerului Agriculturii și Protecției Mediului, prin această lege care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, fermierii sârbi pot și în continuare să producă țuică în casele lor pentru propriile nevoi, iar cantitatea nu este limitată. Spre deosebire de legea anterioară după care persoanele fizice nu au avut voie ca surplusurile de producție proprie să plaseze pe piață, noua lege acordă această posibilitate în următoarele două moduri. Primul este acela că distilatul de fructe, adică țuica, se poate vinde unui producător înregistrat care o va procesa și va fi responsabil pentru calitatea și siguranța ei. Un alt mod pentru a plasa țuica pe piață este ca producătorul să se înregistreze în calitate de întreprinzător și să intre în registrul întreprinderilor și registrul de producători de țuică. Această lege permite ca producătorii cu amănuntul să înceapă producția într-un mod ușor și ieftin. Scopul legii este ca numărul de producători înregistrați să crească și ca piața gri să fie redusă, pentru că de la aceasta cele mai multe pagube le au producătorii înregistrați, și cei mici și cei mari. În sala mare a Muzeului Concordia s-a deschis expoziția pictorului academic Tereza Stamenković sub genericul Tereza, fețe și peisaje. Doresc să vă salut și să vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare. Înainte de toate, vreau să le mulțumesc directorilor muzeului, domnului Milan Filipović și domnului Dragan Marković, că s-au decis să organizeze această expoziție. Totodată aș dori să-i mulțumesc domnului Igor Bocun, custosul muzeului din Biserica Albă, care mi-a propus să organizez acest eveniment tocmai la Muzeul Orașului Vârșeț. Îi mulțumesc și doamnei Dragana Colunchev, fostului custos și istoric al artelor.
Încă o dată doresc să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți și doresc să se bucure atât cât m-am bucurat eu când am creat aceste piese de artă. Principiul este un lucru cu expresionism. Clubul de alpinism Železničar a lansat o campanie numită Până la sănătate cu ajutorul muntelui, care este potrivit pentru oamenii de toate vârste și pot să se alăture toți cei care iubesc natura. Cu acest prilej, Clubul de alpinism invită toți părinții să sprijine această acțiune împreună cu copiii și să vină duminică 28 februarie la ora 10 la intrarea principală a parcului orașului, de unde va începe urcarea pe munte. Cei care nu au destulă forță pot veni și cu mașina până la stațiunea Crucea Roșie în jurul orei 11. Aceasta va fi a doua acțiune în acest an. Duminică 14 februarie a avut loc prima acțiune, când juniorii clubului de alpinism Železničar au urcat pe vârful lui Giac. Pe data de 27 februarie, sala mare a Centrului Millennium va găzdui baletul imperial rus cu soliștii Teatrului Balșoi. Cei mai buni 45 de dansatori ai școlii de balet din Rusia, dintre care mulți sunt membri ai Teatrului Balșoi, vor prezenta în sala mare a Centrului Mileniului faimosul balet Lacul Lebedelor. Una dintre cele mai renumite trupe de balet, baletul imperial rus, a fost înființat în 1924 de către Gedemina Staranda, fost solist al Teatrului Balșoi, la inițiativa balerinei legendare Maia Plisețkaia, care este și directoarea de onoare a ansamblului de balet. Soliștii la acest eveniment, realizat de celebrul coreograf Parius Petip, sunt stele ale Teatrului Balșoi, Lina Seveliova și Nariman Begjanov. Lina este născută în Moldova, iar Nariman în Rusia. Cei doi dansatori sunt deținători a numeroaselor premii și recunoștințe. După o lună de februarie neobișnuit de caldă, la jumătatea lunii martie ne așteaptă vreme mai rece, conform prognoze pe termen lung date de Serviciul Hidrometeorologic Republican. În ceea ce privește situația actuală, Baba Marta nu ne va surprinde, pentru că nu se așteaptă zăpadă, cu excepția zonelor muntoase. În loc de zăpadă, vom avea ploi. De la mijlocul lunii martie, temperatura aerului va devine mai rece, dar nu va scădea sub zero. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 8 și 12 grade. Însă până atunci ne putem aștepta la zile calde. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic Republican, în următoarele 10 zile se vor schimba zile însorite și ploioase. De miercuri se așteaptă vreme cu cer noros și ploaie, pe munți vor fi precipitații sub formă de zăpadă și vânt puternic din sectorul nord-vestic. Temperatura va fi în scădere treptată, dar în orele după amiezii ne așteaptă vreme senină, mai întâi în Voivodina, iar apoi și în restul țării. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme cu cer acoperit de nori și ploaie. Valorile termice vor fi cuprinse între 11 și 15 grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteză de până la 3 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme schimbătoare cu cer moderat acoperit cu nori și ploi temporale. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 5 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 8 grade Celsius. Vântul nord-vestic va sufla cu viteză de până la 8 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile televiziunii Victoria. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!